Personajul e Vlad Leon, care e un taximetrist pirat, eu îi zic că e privat, și e băiatul care îl ia pe domnul George de la aeroport când ajunge în țară și mai departe se desfășoară relația cu dânsul și cu celelalte personaje. Eu nu știu foarte multe despre tot scenariul, se pare că e un secret ce n-am voie să-l aflu. Deci nu știu, tot știu cam ce ar trebui să fac eu ca relaționat. Lucrăm pe situațiile care sunt în scenariu. Este și primul meu proiect mai mare pe film, e aproape debutul meu. Și cred că lucrăm bine, ne înțelegem și ne iese. Am terminat în generația 2014 la Micloș Baci, la Cluj. Sunt angajat la Teatrul Național de un an și ceva. Și asta, am mai făcut teatru, am mai fost la Râmnicu Vâlcea, la Anton Pan. Filme? Filme, am mai jucat un personaj mai mic la Marian Crișan în Orizont. Am mai lucrat scurtmetraje și cred că un spot am mai lucrat pe la Cluj, dar foarte puțin pe cameră. Greu n-are de ce să fie, că e meseria pe care vreau să o fac și normal, e, în afară de faptul că e o onoare, e o mare bucurie să prind un astfel de proiect, care e un proiect mare și frumos. Acum eu aștept să văd cum iese filmul, pentru că v-am spus, nu știu scenariul și sunt curios. Încerc să fur. Și mă înțeleg foarte bine, adică eu cred că mă înțeleg foarte bine, sper ca și ei să fie de aceeași părere. Scenariul a și suferit niște modificări în direcția mea, cum ar veni, adică vis-a-vis de faptul că sunt așa un pic mai puștan la față. Deci nu cred că e o păcăleală, eu cred că ăsta sunt. O să filmez cu Ruxandra Ghițescu un alt lung metraj, dar va veni și nu știu exact când sunt filmările. Iar în continuare aștept proiecte de teatru care... Pentru că sunt angajat, v-am spus, la Teatrul Național, deci acolo lucrez constant.